Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul nostru, Sfințitorul Nunții Celei Tainice și Preacurate și Legiuitorul Nunții Celei Trupești, Păzitorul Nestricăciunii și Chivernisitorul Cel Bun al Celor de Trebuință Vieții, Însu Stăpâne Cel ce din început ai zidit pe om și l-ai pus pe el ca pe un stăpân al făpturii și ai zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem lui ajutor dintr-însul și ai zidit femeie, pe care văzându-o Adam a zis, iată, acum os din oasele mele și trup din trupul meu, aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup, și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Și acum, Stăpâne Doamne Dumnezeul nostru, trimite harul Tău cel ceresc peste robii Tăi Alexandru și Ana Maria Cristina. Este bine să iertăm orice, oricui, oricând. Robilor lui Dumnezeu Alexandru, Mihai și Andreea Cristina, Georgiana, nașii tinerilor miri, părinților și dremăritorilor creștini, prezenți la săvârșirea acestei sfinte și dumnezeiești taine, dă-le, Doamne, sănătate, viață pașnică întru toate, bună sporire, înțelepciune, ajutor și mântuire, și păzește întru mulți și fericiți ani, mulți ani trăiască!